Bună seara, bun găsit la sport. Scandal fără sfârșit la Dinamo. Găsit vinovat de Marica pentru retrogradarea echipei, Negoiță îi răspunde dur fostului atacant. Marica pune retrogradarea lui Dinamo în cârca lui Negoiță. Pentru mine, dânsul e principalul vinovat. Datorită ție a ajuns echipa pe mâna unora care n-aveau nicio treabă cu Dinamo. Contestatari și loser gen Prosopel și alții am avut din totdeauna care vorbesc prost, dar eu cu proștii nu compatibilizez. Îmi pare rău pentru retrogradarea lui Dinamo, dar nu e vina mea, spune Negoiță. Eu am lăsat clubul cu o datorie, din ce mi-aduc aminte, sub 3 milioane de euro. Nu știu acum, probabil am înțeles ceva de 10 milioane. Dinamo o să redevină o forță când va avea stadion nou, spune Negoiță. Dinamo a retrogradat și riscă falimentul. Sper să gestioneze bine din punct de vedere al insolvenței. Dacă nu și se vor duce în faliment gen rapid, înseamnă că ar trebui să o ia din Liga 4 și va dura ceva timp până Dinamo va reveni. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.